Îl folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură. Are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am reîntâlnit la Puterile Secrete. O mare bucurie pentru mine astă seară să fiu cu o prietenă a canalului nostru de televiziune cu care nu ne-am văzut de 2 ani, doamna Liliana Stanciu, trainer, tehnici de liberare emoțională și Matrix Reimprinting. Exact. Bă, Liliana, mă bucur tare mult că te văd și Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Sunt într-adevăr prieten vechi al postului vostru. De câțiva ani de zile, cred că cinci ani. Am fost în studio la voi de multe ori, dar ultima dată noi ne-am întâlnit acum 2 ani, exact 2 ani, online, când a început toată acțiunea online. Liliana, ai propus astăzi o temă foarte interesantă. Resetarea conștientă. Deci așa cum totul în jurul nostru se resetează, trebuie și noi să facem această resetare. Cei mai mulți dintre noi nu știm cum să o facem și de asta se întâmplă atâtea blocaje. Nu reușim să ne canalizăm către o direcție, nu reușim. E o perioadă grea și sunt tare curioasă, sunt numai ochi și urechi, să ne spui cum trebuie făcută. Și nu știu dacă spune vreunul dintre noi cum trebuie făcut, ci eventual care e perspectiva noastră a fiecăruia, că nimeni n-are rețeta completă și exact asta e frumusețea. În timpurile astea venim cu fiecare cu câte o bucățică din rețetă. Poate e unul din lucrurile cele mai importante pe care le putem accentua. Nu numai fiecare dintre invitații tăi, fiecare om de pe pământ în această întrupare vine cu bucățica lui de rețetă și construiește rețeta unei manifestări sau alteia în funcție de liniile de timp pe care reușim la nivel colectiv să le ancorăm. Noi asta facem acum pentru că probabil lumea a mai auzit că e un moment de convergență a acestor linii de timp și de asta există și confuzia și greutatea de a procesa lucrurile, că nu știm pe care să ne așezăm. Unii dintre noi chiar au senzația că n-au libertatea de a alege sau puterea de a alege o linie sau alta. Și prin resetare conștientă, noi reușim să ancorăm prin trăirile noastre anumite stări care reprezintă coduri de manifestare pentru o anumită direcție, o anumită linie. Și frumusețea este că în timp ce linia asta pe care noi vrem să mergem, să zicem, care o viață mai bună, mai ușoară, în pace, în armonie, în timp ce noi avem senzația că o creăm, ambele sunt adevărate și o creăm, dar este și creată deja. Noi, de fapt, ceea ce facem este să accesăm niște coduri și să ancorăm în stările noastre, adică să stabilizăm, asta vreau să spun prin a ancora, să stabilizăm stările noastre, astfel încât individual realitatea noastră să se prezinte în modul ăla pe care îl dorim, dar și colectiv, pentru că tocmai spuneam, fiecare vine cu bucățica lui de adevăr, este un puzzle pe care îl creăm și împreună aia este realitatea pe care o și vedem, o manifestăm. Eu am simțit pentru astăzi, de exemplu, dat fiindcă nu v-am văzut de mult, mi-era dor de voi, mi-am reamintit ce făceam în urmă cu 5 ani, cu 6 ani când ne-am cunoscut, cu 2 ani când ne-am văzut ultima dată. Și mi-am amintit că aveam multe obiceiuri de a strânge imagini sugestive și
unele citate pe care eu le pregăteam, de exemplu, pentru emisiunile voastre, veneam mereu cu citate și le puneam în pauzele publicitare, de exemplu, sau între calupuri. Acele erau foarte activatoare pentru mine, mă ajutau să pregătesc emisiunile respective și le vom lua acum ca reper, ca să o parte dintre ele, câteva, am pus mai multe în imagini la un loc, astfel încât să ne ajute să ne așezăm într-o linie a discuției, să explorăm împreună despre ce e vorba, despre un citat sau altul și cu ocazia asta să aducem un buchet de idei celor care ne urmăresc, astfel încât să colectăm și întrebări de interes pentru întâlnirile viitoare. Și să vedem care este părerea oamenilor și care sunt întrebările care se ridică, pentru că sunt ca niște mingi la fileu pe care ni le dăm unii altora și astea reprezintă activări, reamintiri pentru fiecare dintre noi. Aparent, noi două ne-am întâlnit pentru prima dată în emisiunea asta acum, în acest moment, dar momentul n-ar fi putut exista dacă noi două și împreună cu toți cei care ne privesc acum sau urmează să ne privească, dacă noi, absolut la nivel individual și colectiv, nu ne-am fi așezat într-o frecvență sau dacă n-am fi accesat o anumită frecvență pe o anumită vibrație care să ne permită să manifestăm realitatea acestei emisiuni și, când spun emisiuni, a parcursului ei, dar și a gândurilor, a cuvintelor care ne ies, a gândurilor pe care le împărtășim și a stărilor pe care le avem. De aia e bine câteodată noi să urmărim o emisiune sau alta, să citim o carte sau alta, să facem o experiență, să avem o experiență pe care o să o dorim repetată, pentru că noi suntem tot timpul altfel și prin reamintire, pe palierele pe care suntem gata să ne reamintim anumite lucruri, o și facem. De asta zic că pentru prietenii noștri va fi o reamintire mai degrabă prin aceste citate a unor lucruri pe care ei le știu interior, profund, poate nedezvăluit încă, dar care sunt gata să iasă la suprafață și eu sunt sigură că o să fie un plus pe care îl aducem, dar vedem și din întrebările pe care ei le o să le adreseze. Este în regulă dacă punem aceste imagini pe care le-am pregătit și ar trebui să se vadă chiar acum pe ecran. De exemplu, una cu care am propus să începem este cu un citat dat extras din Sai Baba: mintea ta creează legături și tot mintea ta creează eliberarea. Și poate să fie un schimb, o conversație între noi două, un schimb de idei cu lucruri pe care simt să le adaugi în toate aceste imagini pe care le derulăm, poate cu întrebări pe care tu le-ai primit deja de-a lungul timpului de la oameni și ar putea să întrebe lumea. Cum adică mintea ta creează legături și tot mintea ta creează eliberarea? Sau poate putem deja să începem cu felul în care creăm realitatea și când aici se referă la categoria minte, dar noi putem să înțelegem că ea nu lucrează singură, lucrează întotdeauna împreună cu inima și pune în aplicare, se manifestă prin fapte. Deci noi putem să spunem că la baza tuturor manifestărilor noastre, deci nucleul, trio care creează, face posibilă o manifestare sau alta, este gândul, emoția și fapta. Și ele creează gândul, emoția și fapta la unison, nu unul mai mult decât altul, pentru că dacă ești mai mult în gând și pierzi din vedere
fapta și simțirea, ești blocat în gând. Dacă pierzi din vedere gândul, puterea creatoare a lui și ești doar în emoție, ești blocat în emoție. Dacă ești numai în faptă, nu ești cu atenția spre emoție și cu înțelegerea că gândul, emoția și fapta creează tiparul vibrațional care îți permite să te așezi în încă o realitate. Este un tipar vibrațional, gândește-l ca un punct vibrațional în momentul în care astea trei lucrează împreună. Deci dacă ele sunt în coerență, adică gândul meu este împreună cu emoția care susține gândul ăla, dacă e un gând pozitiv, dacă este o emoție care susține gândul pozitiv și fapta mea, acțiunea, mă susține în materializarea acelui gând pozitiv, pot să spun că sunt în aliniament, adică ca conectat pe verticală, nu sunt în dezechilibru și sunt fiind conectat pe verticală, mă manifest ca atare cu putere, cu coerență. Da? O să ne ducem să vedem puțin mai departe, să vedem cum ne ajută, de exemplu, imaginea asta care spune și din primele 3-4 imagini o să înseilăm mai departe discuția și să-i creăm fundamentul. Spune Bashar, trebuie să înțelegi că ceea ce ești ca persoană e o construcție artificială, o mască temporară pe care o proiectezi cu ajutorul conștiinței. Și mai sus de imaginea asta am scos cuvântul artificial, tot felul de cuvinte, în momentul când noi deja le rostim, posibil să fie declanșatori care pentru persoane care sunt în imediata noastră apropiere, cei care ne ascultă, ne urmăresc, să îi agațe pe unii, să fie declanșatori și pentru noi. Cuvintele sunt declanșatori de stări și cu ajutorul lor noi putem să accesăm. Eu atunci când am citit și m-am întrebat de artificial. Adică eu proiectez o imagine care nu mă reprezintă de fapt pe mine. Nu sunt eu cea adevărată în imaginea respectivă? Exact, despre tipul ăsta de declanșatori vorbeam și ce alt cuvânt artificială l-am scos din acest citat și mască am mai scos din acest citat. De ce? Tocmai pentru că pot fi, am luat citatul exact așa cum a fost el transpus, dar acolo construcția artificială înseamnă o replică, nu înseamnă în sensul că este ceva fals, ci că este o replică, o punere în scenă, dar dintr-un punct de conștiință al conștiinței, ca să zic așa, dintr-un punct de vedere mai înalt decât punerea în scenă respectivă. De asta, de câte ori ne agață câte un cuvânt, trebuie să înțelegem că el are mai multe, poate avea acel citat mai multe înțelesuri sau nu e neapărat un înțeles pe care pot să-l dau eu. Și am spus pe scurt, ceea ce ești ca persoană e o construcție temporară, deci fără artificial, artificial înțelegând că este vorba despre cum spuneam, despre punerea în scenă, adică nu e conștiința de la nivelul la care a creat construcția respectivă. O construcție temporară, putem să fim de acord, ceea ce sunt eu, sunt o construcție temporară, cum adică o să spună cineva? Sunt carne și oase, sunt foarte reală, cum să fiu doar o proiecție, o construcție. Da, spun că sunt proiecția mea și când folosesc de data asta mea cu mă mare, adică a conștiinței din care mă proiectează și prin care eu proiectez. Haideți să vedem ce proiectez
mai departe, pentru că probabil asta este imaginea pe care, chiar dacă am lăsat-o până la sfârșitul discuției noastre, numai pe asta, și da, sau dacă lumea și-ar pune-o pe un poster sau ar privi-o și ar face o imagine să o aibă din când în când, să o acceseze acolo și să o folosească ca și mijloc de contemplare, pentru că nu-i ceva ce poți să înțelegi la prima vedere dintr-un citat sau o imagine. Dar uite ce spune. Cu mulți ani în urmă l-am găsit în Meister Eckhart, spune: ochiul cel privește pe Dumnezeu și ochiul prin care Dumnezeu mă vede este unul și același. Și câteodată mintea ne semnalează imediat când sărim dintr-o secvență liniară, spune: of, ce mai e și asta, jocuri de cuvinte sau... Nu, nu, nu-i logic, nu-i logic, nu-i logic, spunem noi câteodată. Pentru înțelegerea noastră facilă, ar fi cel mai bine să fie liniar, orice să fie liniar, ca să poți să urmezi pas cu pas cu pas, să ai o înțelegere despre un lucru sau altul, secvențial. Și acum imaginea asta ne spune așa, și poate fiecare acasă să stea să se gândească: cum adică prin ochiul meu, prin care eu privesc și îl privesc pe Dumnezeu, dar eu ce văd când îl privesc pe Dumnezeu? Văd laptopul, te văd pe tine, văd icoana, îl văd pe omul de lângă mine, văd faptele, dar eu, prin trăirea mea, cuvânt, acțiune, emoție, prin tot ceea ce sunt, prin percepții, pentru că despre asta e vorba, prin ceea ce percep, eu pot să înțeleg în momentul ăsta că eu îl văd pe Dumnezeu. Sigur că atunci când stau cu ochii deschiși și prin ochiul ăsta văd exteriorul, văd ce reflectă, dar dacă închid ochii și mă întorc cu privirea interioară, poate chiar să-mi aduc aminte ce am văzut în exterior, îmi dau seama că ceea ce am văzut eu îmi reflectă o anumită realitate, dar ea nu poate fi decât realitatea interioară. Și ducând exercițiul ăsta mai departe, că spuneam, hai să folosim imaginile astea ca pe un mijloc de contemplare, da? Și să zic, deci ochiul care îl privește pe Dumnezeu, adică ceea ce eu văd, și ochiul prin care Dumnezeu mă vede este unul și același. Deci dacă e același, în momentul ăsta Dumnezeu privește fix prin ochii mei. Și cineva ar putea întreba: oh, cum adică? Blasfemia? Adică vreau să spun că eu sunt Dumnezeu cel care privește, pentru că e același ochi cel care privește. Și, cum spuneam, este oportunitate de a contempla, pentru că, într-adevăr, așa stau lucrurile, pentru că eu sunt, spuneam, imaginea trecută, sunt proiecție, sunt o construcție temporară, adică o proiecție pe care Dumnezeu, acolo scria conștiința. De asta m-ar putea încurca să mă gândesc că Dumnezeu privește prin ochiul meu, dacă îl personific, dacă îmi imaginez că este o persoană. Dar dacă prin Dumnezeu înțeleg conștiința sau tot ceea ce este, sau pur și simplu manifestarea a tot ceea ce este, da? Dacă mi-e mai aproape să fie mai palpabil pentru mine înțelegerea asta. Cum ți se pare această suită, Olga, și această invitație pe care noi am lansat-o? Deci, să contemplu că ceea ce eu văd în exterior și cel care creează tot ceea ce eu văd și ceea ce mă vede pe mine este unul și același lucru. Adică un punct de conștiință. Cum sună asta împreună cu faptul că acel
punct de conștiință este cel care pune în scenă o construcție temporară pentru că se exprimă, trebuie să se exprime acest Dumnezeu conștiință se exprimă printr-o construcție care este ea însăși și de aici încolo să vorbim și despre palierele pe care există, liniile temporale pe care le creează astfel încât să se manifeste. Mi se pare că are logică ceea ce spui și este într-adevăr adevărul, pentru că noi suntem fărâme de Dumnezeu. Noi nu avem cum să trăim în afara acestui concept. Suntem creația Lui și automat tot ceea ce facem, cum să spun, comunică direct. Nu se poate altfel. Și dacă suntem atei, noi tot fărâme de Dumnezeu suntem. Că la un moment dat am hotărât noi sau ne-am dus către altă direcție, asta nu înseamnă că nu suntem același lucru. La un moment dat, probabil, oricum omul în viață schimbă filozofia. În funcție de ceea ce îi se întâmplă, de ceea ce vede în jur. Întotdeauna noi așteptăm de la divinitate o răsplată. Știi? Dacă n-am primit acea răsplată, noi începem încet, încet să ne depărtăm, considerând că nu există. Dacă pe mine Dumnezeu, atunci când m-am rugat, nu m-a ajutat, înseamnă că Dumnezeu nu există, deci eu trebuie să-mi... cum să spun, să-mi iau așa, filozofic, vorbim viața în propriile mâini, pentru că oricum suntem legați. Suntem, atât de frumos ai spus că suntem acea creație a lui Dumnezeu, deci eu în clipa în care sunt creator, eu rămân în creația mea. Ea este împlinită de mine. Exact asta este punctul central și concluzia pe care ai tras-o perfect și cu exemplu pe care l-ai dat. Trebuie să ajung, în sensul că am nevoie să ajung la un moment dat de a fi refuzat de Dumnezeu și pun această pun ghilimelele de rigoare. Ajung să cred că mi se refuză ceva sau că Dumnezeu m-a uitat. Tocmai și ai spus imediat, mă împinge asta să-mi iau viața în propriile mâini. Dar în ce punct am ajuns eu în momentul ăla? Mi-am dat seama că nu are și n-a avut niciodată cine să mă ajute în exterior, pentru că eu sunt singurul care o poate face. Și învăț să o fac și învăț să caut metode care, ce spuneam, că o să mă ducă invariabil spre astea trei degete pe care le ridic, să văd cum îmi folosesc gândurile, cum îmi folosesc emoțiile și care, cum sincronizez toate astea cu acțiunile mele, pentru că, ce să vezi, nu e nimeni care să mă ajute, cu ghilimele de rigoare iarăși, nu e nimeni care să mă salveze, pentru că eu sunt cel care am de făcut următorul pas. Și poate lumea o să ne semnaleze lucruri care se întâmplă în exterior. Și imediat întrebăm, care exterior? Așa cum puteam să întrebăm la ceea ce ai spus, care Dumnezeu să mă ajute? Care Dumnezeu exterior? Pentru că invitația e aceeași. Uită-te înapoi la ochi, la imagine. Vezi că Dumnezeu, tocmai și El privește prin ochiul prin care tu privești în momentul ăsta, pe tine te, eu pe mine mă. Cum zicea Eckhart Tolle la un moment dat, când a picat în acel moment de conștientizare extraordinară pe care l-a avut și și-a auzit gândul și și-a trăit realizarea faptului că spunea, nu mă mai suport. Și a fost foarte clar pentru el care eu
nu mă mai pe mine mă, care nu mă mai suport. Cine este cel care nu se mai suportă, pe care parte a lui nu se mai suportă? Deci nu mă mai suport este un... Sunt cel puțin două aspecte acolo, unul care observă sau care e judecător în cazul ăsta, pe care nu mai suporta partea rănită, dar a avut realizarea acelui lucru și flash-ul ăla, cine sunt eu care nu mă mai suport pe mine, ca, pe care mine nu mă mai suport. Așa și noi. Nu mă ajută Dumnezeu sau nu mă ajută conjunctura sau nu mă ajută realitatea sau uite ce se întâmplă exterior. Care exterior? Pentru că eu am ajuns în fiecare clipă a vieții mele să trăiesc, să manifest realitate cu realitate, pas cu pas, ca într-o țesătură. Noi îl vedem liniar, noi zicem că a fost drumul liniar până acum și că am țesut acțiune cu acțiune sau gând cu gând, emoție cu emoție și am ajuns în punctul ăsta și pierdem din vedere sau nu ne-am amintit până acum că așa stau lucrurile și de fapt ceea ce se întâmplă este că se întoarce către noi invitația, oglinda, care spune privește în interior sau stai cu tine într-o nemișcare, într-o clipă de într-o clipă și încă o clipă și încă o clipă, în care să poți să simți plenar ceea ce simți, să-ți urmărești, să-ți investighezi, deci devii detectivul propriului gând, să vezi ce gândești, ce simți și care este acțiunea, deci cele trei, pe care, care sunt corespondente unei realități. Hai să dăm exemplu. Nu merge bine pentru că nu știu ce se întâmplă în exterior și am senzația că acel lucru din exterior, dacă s-ar întâmpla lucrul ăla din exterior în mod diferit, mie mi-ar merge bine. Dar ce înseamnă asta pentru mine? Să meargă bine sau o resursă materială sau un echivalent a ceva de a fi bine se traduce efectiv prin stări. Adică ceea ce vreau să spun, starea mea este una bună, mă simt bine dacă puncte, puncte. Deci e o condiționare. Mă simt bine dacă am circumstanțe favorabile să mă exprim, dacă am resurse, dacă am relații, dacă am bune, da? Dacă am... este condiționare pură. Pentru că ele sunt niște repere care îmi dau... care de fapt până acum m-au condiționat. Tot a fost o condiționare și deci și n-a fost și nu-i nimic în neregulă cu asta. Asta este modul în care noi am manifestat realitatea în la nivelul de conștiință, deci în 3D, îl numim așa, 3D. Și noi și tu în foarte multe emisiuni cu invitați valoroși discutați despre aceste subiecte. Atitudinea noastră, Liliana, scuză-mă, este de a reacționa în funcție de ceea ce se întâmplă în exterior, de ceea ce ne afectează în momentul respectiv. De asta, aici trebuie să schimbăm. Noi nu trebuie să mai reacționăm, noi trebuie să acționăm. Deci noi trebuie să luăm atitudinea cea mai bună și, cum să spun, întotdeauna lucrurile se fac fără acea implicare emoțională de moment. Aia ne duce întotdeauna, facem pașii greșiți. Da, ai spus foarte bine. Noi avem nevoie să acționăm, sigur, nu să reacționăm. Nu să reacționăm. Numai că acel lucru, acțiunea, da, și continuarea este așa. Cum fac să simt că acționez
dar nu reacționez. Că ceea ce mă pune să pun eticheta că, că sunt în reacțiune, nu în acțiune, este exact felul în care măsor, modul în care mă simt. Deci dacă este un răspuns imediat care are la bază emoția mea și n-am procesat-o, nu mi-am dat răgazul să verific... Soluția. Să, nu emoție, da. Emoție trebuie să mergem. Da, dar soluția nu vine, cel puțin natural, nu vine, vine doar ca reacție dacă eu n-am integrat emoția. Și poate unii spun emoția este cea care trebuie schimbată sau eliberată. Chiar tehnicile principale cu care eu lucrez, tehnici de eliberare emoțională, pentru că așa au fost puse în scenă în ultimii 20-30 de ani aproape, sunt tehnici energetice de meridian și numele dat atunci a fost de eliberare emoțională. Mai potrivit pentru timpurile astea ar fi de integrare emoțională. Ce înseamnă asta? Pentru că emoția aia care a fost, le spunem negative și pozitive să le clasificăm pe scurt așa cum lumea a fost învățată. Într-adevăr, există negativ și pozitiv în măsura în care ele ne ajută să trăim realitatea asta în dualitate și să vedem polaritățile, pentru că asta este, astea au fost mai degrabă, că noi suntem în trecere, suntem în peridicarea unor niveluri de conștiință care ne permit să nu, să spunem că nu mai suntem ancorați într-un 3D dance, da? Dar noi am avut de lucru cu polaritățile negativ-pozitiv, așa că le spunem și noi în continuare simplu emoții pozitive și negative. Și lumea spune așa, am nevoie să nu mai reacționez la semnalul unei emoții negative și să fac lucrurile diferit, ca și cum emoția aia nu există, să mă gândesc să aleg un gând pozitiv sau o emoție pozitivă. Și facem un bypass aici, este o etapă pe care o sărim, o pierdem din vedere și ar fi mult mai ușor pentru fiecare dintre noi să rămână câteva clipe cu atenția pe emoția negativă în timp ce întrerupe tiparul energetic. Tiparul energetic, noi am învățat, de exemplu, am mai spus în emisiunile la voi și lumea, dacă intră pe eliberareemoțională.ro, o să vadă acolo despre ce e vorba. Dacă tu faci câteva lucruri simple, de exemplu, poți să îți apeși degetele de o parte și de alta, cei care fac tehnici de eliberare emoțională o știu, sau poți pur și simplu să respiri conștient, sau poți să caști, dacă e la îndemână unui om să deschidă gura, doar să deschidă gura, să înțeleagă că știi că vine un căscat natural când te forțezi sau te inviți să deschizi gura. În momentul ăla se produce, la fel ca la presarea punctelor energetice, se produce o activare a sistemului nervos parasimpatic. Este exact ceea ce trebuie ca tu să rămâi într-un punct de neutralitate în timp ceva rău ți se întâmplă în sensul acelei emoții negative. Deci dacă ai o emoție negativă și dacă poți să caști sau poți să respiri conștient sau poți să-ți apeși niște puncte energetice, practic tu ai făcut întreruperea energiei care susține. E un tipar energetic, este vibrațional absolut totul. O să luăm, facem o trecere în revistă astăzi, dar pe fiecare segment din cele discutate noi o să putem aduce în discuție sau noi idei și poate noi imagini sau desene ca să ne conectăm, ca să aibă mintea logică hrană și ea. Avem nevoie și prin secvențe logice să înțelegem, dar deocamdată facem trecerea în revistă. Deci dacă eu am emoția aia negativă din care reacționez și spui am nevoie să acționez, adică conștient să fac un lucru în mod diferit,
ca starea mea să se schimbe, atunci am sărit o etapă și nu iau în considerare ce spune Jung, Carl Jung. Nu poți schimba un lucru până când nu accepți acel lucru. Deci ca eu să produc de fapt eliberarea emoțională negativă, am nevoie să rămân într-un punct, îi zicem un punct, poate să fie câteva secunde, poate să fie câteva minute, poate să fie o fracțiune de secundă, în care starea mea se schimbă. Dar cine se schimbă? Că nu eu sunt cel care îl schimb, starea care schimbă starea, ci corpul meu o procesează în mod natural. Când spun corpul, vehiculul, am spus, sunt o structură temporară, deci sunt în corp, sunt proiecția conștiinței care se ajută de instrumentele din 3D, adică prin corpul meu, care e dotat de la sursă, din conștiință, cu tot ce are el, cu tot ce are nevoie ca să proceseze trio ăsta, gând, emoție și faptă, prin intermediul corpului se produce. Atunci noi putem să știm deja, să înțelegem, să o luăm ca un lucru dat, sigur, și ăsta e și dătător de speranță. Măi, există mecanisme naturale, organice în corpul meu, că asta înseamnă construcție artificială, adică temporară de moment, o construcție, pune un cuvânt dacă vrei lângă ea, e o construcție organică, este în corpul meu, există toate mecanismele naturale din naștere de a procesa, de a face față, de a răspunde reacțiilor. Deci, el, când sunt în reacție, dacă o luăm pur ca și explicație a ceea ce se întâmplă neurologic, când sunt în reacție, de fapt, este activat sistemul nervos simpatic, care este responsabil cu stresul, îl gestionează în momentul în care ăsta e activat, are grijă, se îngrijește, adică ca noi să nu suferim, în sensul să nu murim, să nu ne ducem, să rămânem în existență, dar cu orice preț, adică este un mecanism de supraviețuire. Sistemul ăsta nervos simpatic activat este un mecanism de supraviețuire ca să facem față unor pericole reale. Numai că reale pentru, din punct de vedere tot al percepției mele. Eu am senzația că un lucru, un pericol este real, dar eu pot să văd ulterior prin analiză cât este de aproape sau de departe, sau pot să-l evaluez în mod obiectiv. Dar atât timp cât sunt cu sistemul nervos simpatic activat, eu nu pot să fiu decât subiectiv. Când ăsta este activat, hormonul de stres este ridicat, este într-o reacție aia, luptă sau fugi, pur și simplu îmi sunt o grămadă de simțuri blocate ca să pot exista în continuare, deci să pot să supraviețuiesc. Ăsta mă împiedică, îl împiedică, de exemplu, pe componenta cealaltă, sistem nervos parasimpatic, care este echivalentul relaxării, ca să spunem pe scurt, și este condiția necesară și valabilă și condiția vindecării. Dacă vrei ca să fie posibil să intre în funcțiune mecanismul ăla divin reparator, vorbim de un mecanism reparator, autogenerator, cel care soluționează absolut toate procesele în corp care ar putea fi în dezechilibru, totul se petrece printr-un act reparator interior. Putem să spunem chiar ca o paranteză în felul ăsta și că orice vindecare reprezintă autovindecare cu condiția ca acest mecanism interior de vindecare să poată funcționa. De-aia noi și avem câteodată expresia, dă-te la o parte din calea ta,
Adică lasă, dă-te la o parte cu procesele mentale, cu felul în care percepi, adică du-te, poziționează-te, fă tot posibilul să lași sistemul ăsta reparator, să lași sau să activezi, ajută-te să-ți activezi sistemul nervos parasimpatic, pentru că aia e condiția, în felul ăla, corpul tău va putea să facă actul reparator. Actul reparator înseamnă inclusiv schimbarea emoției. Pentru că emoția asta pe care noi o numim negativă, emoțiile negative, toate, la care noi venim și cu răspunsul ăsta de reacție, din cauza cărora venim cu această senzație de reacție, toate aceste emoții negative sunt răspunsuri biochimice ale corpului. Ele sunt niște reacții biochimice, e biochimie pură a corpului. Cum corpul produce o chimie sau alta, chimia aia se poate schimba. În momentul în care se schimbă biochimia aia, noi numim emoția în mod diferit. Din frică poate să fie să mă duc în liniște, curaj. Până la curaj mă duc prin mai multe, mă duc în liniște. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Emoția este generată de ceea ce văd, de ceea ce, cum să spun, simt ca stare în organism. Deci, imediat cum să spun, inconștientul, subconștientul răspunde pentru că el vine cu informația din trecut, ce se Sigur. poate întâmpla. Și atunci, da, este clar. Face paralele, face asocieri și deja este condiționat într-un anume fel pentru că experiențele au fost XYZ, învățăturile au fost trase, ele sunt înmagazinate, sunt memorate la nivel de matrice informațională. Noi spunem că e o memorie celulară. Bruce Lipton ne-a spus, nu este per se în celulele noastre, noi spunem o memorie celulară, este în câmpul la care celulele noastre vibrațional, deci sunt conectate, noi suntem ca niște antene, lumea a mai auzit aceste lucruri și poate e bine să le auzim de multe ori cu tot felul de exprimări, să înțelegem dacă celulele noastre sunt niște antene care citesc un câmp informațional. Noi suntem alcătuiți din aceste celule, noi înșine suntem antene care răspundem unor stimuli și citim un anumit câmp. Dar tot noi suntem cei care avem posibilitatea să ne raportăm, dacă nu pierdem din vedere faptul că suntem în același timp și construcții, proiecții ale conștiinței înalte care suntem. Adaug care suntem, pentru că suntem expresii ale acestui punct înalt de conștiință, îl numim sursă și suntem fractali după modelul ăsta al creației, suntem, ca unii spun, suntem scântei care dețin informația și la nivel înalt. Deci noi, dacă nu pierdem perspectiva asta pusă la început pe tapet, că suntem manifestări ale conștiinței, pur și simplu, ori de câte ori ajungem să vorbim despre emoțiile noastre și despre emoțiile sau despre planul orizontal, pentru că, uite, avem posibilitatea așa. Vorbim despre planul vertical, în sensul în care înțelegem că noi suntem expresii ale conștiinței înalte, într-un plan orizontal, de care este nevoie ca să se creeze, să se țeasă
Țesătura nu este multidimensională, o punem, dar pe paliere noi stabilim câmpul de joacă, hai să-i spunem câmpul de joacă. Este unul, ăsta de acum, în care trăim, el nu e fix, dar noi putem să-l simțim ca fiind fix și limitativ, atât timp cât nu ne înțelegem. Când zic înțelegem, zic egal simțim. Înțelegem împreună cu simțim, cât nu percepem natura noastră multidimensională. Deci, pe noi ne ajută foarte mult poziționarea, dacă vrei, că toți suntem în sărbători, în această mare sărbătoare, și să privească lumea să se gândească la semnul crucii în mod diferit. Sau încă într-un fel, și poate să se desprindă de modelul de sacrificiu, pentru că înainte de modelul de sacrificiu, sau dincolo de el, sau poate chiar în locul lui, să pună modelul ăsta al unirii cerului cu pământul, adică da, să păstreze tot timpul perspectiva creației, manifestării pe verticală, cine sunt sus, cine sunt jos, că tot despre mine vorbesc, dar vorbesc despre mine cum în mic sau despre mine cum în mare, apropo de ce zicea Eckhart Tolle, nu mă mai suport eu pe mine, mă, deci cine, despre cine vorbesc, despre mine pe ce palier, și atunci pot să înțeleg că vibrațional pot să mă situez și vibrațional îmi spun emoțiile mele, îmi dau reperul. Eu și numesc asta busola sufletului, sunt emoțiile, o busolă prin care noi avem niște repere. Deci emoțiile astea pot să-mi spună unde sunt eu în aliniament, fie față de axa centrală, legătura cu sufletul meu, expresia din sine, deci unde mă poziționez, dacă sunt pe axă și de asemenea vibrațiile respective, dacă emoția este mai elevată, dacă este o altă expresie, noi spunem că suntem în 3D, în 4D, în 5D, avem reprezentarea asta liniară pe verticală, o gândim noi ca și cum ar fi niște straturi, deși noi știm că sunt întrepătrunse aceste planuri, o privim ca pe ceva iarăși liniar. Facem tot timpul un dans, un joc, avem nevoie să folosim cuvintele și imaginile din 3D și modelul minții lineare, creierul așa cum el funcționează în corpul nostru fizic, ne ajutăm de el ca să facem, e ca o gimnastică pe care o facem tot timpul, o gimnastică mentală. Deci revin la modelul crucii, ca fiecare, invitându-i pe toți prietenii noștri și în săptămâna luminată ce urmează și în timpurile care, după ce trecem de această perioadă, să păstreze modelul crucii tot timpul în sufletul și în inima lor, în felul ăsta, să lase modelul de sacrificiu deoparte, și să înțeleagă că modelul crucii poate fi în egală măsură sau înainte de orice, conectarea cu Divinul și expresia în plan. Deci dacă pe verticală pot să înțeleg conexiunea mea cu Divinul în felul ăsta, linia de pe orizontală mă ajută să privesc tot ce înseamnă viața mea în mod liniar, de o reprezentare care mă ajută să înțeleg că mă duc la stânga, la dreapta, sigur, sus, jos, dar în planul ăsta în care eu acționez pe orizontală, în conexiune, în relații, în conexiune cu linia de familie, cu acțiunile mele, cu ceea ce manifest eu aici, ca acea expresie, deci ca masca aia temporară, ca și construcția aia de care vorbeam într-o imagine anterioară. Deci, construcția aia temporară care sunt se află pe planul orizontal. Construcția temporară care sunt a venit ca în planul ăsta să facă acțiunile sau să manifeste realitatea asta. Dacă pierzi din vedere faptul că asta e expresia și că e completă împreună cu linia pe verticală,
Nu vorbim acum, poate o să vorbim în întâlnirile viitoare și de faptul că există și o linie încoace, și o linie în față și pe orizontale. Deocamdată luăm doar modelul crucii ca și cum sunt două axe, dar ele sunt mai multe axe care ne duc, fac corespondența cu mai multe planuri. O să ne ajutăm de imaginea asta și asta rămânem cu invitația ca fiecare să-și pună de acum modelul ăsta. Ok, deci crucea pentru mine este unirea cu cerul și cu pământul, exact cum ar întinde cele două brațe și să înțeleagă unirea cu cerul și cu pământul, sunt în aliniament cu expresia din care sunt, din care mă manifest și cu ceea ce am de făcut, de trăit aici în planul ăsta. Și următoarea imagine exact lucrul ăsta ne invită să explorăm, să vedem, nu vedem lucrurile așa cum sunt, le vedem așa cum suntem. Pentru că m-a ajutat imaginea precedentă să explorez dacă ochiul prin care privesc pe Dumnezeu e același cu cel prin care Dumnezeu mă privește, pot să înțeleg că eu sunt cel care creează lucrurile și exteriorul la care mă raportez îmi arată, îmi ține oglinda tot timpul. Noi avem multe metafore de astea, sunt tot felul de lucrări și știm că ne ținem unii altora oglinzi. De exemplu, nu există posibilitatea ca întâmplător noi două să ne fi întâlnit. Nu există posibilitatea ca din întâmplare cineva să fi dat peste acest video. Dacă, deși așa e la prima vedere, zice, oh, am descoperit un material, oh, așa cum zicem, oh, uite ce a făcut cu tare sau și nu mă simt bine, la fel zicem și de lucrurile bune. Oh, am descoperit un lucru foarte interesant, un site sau o informație. Ca și cum ți s-ar fi întâmplat lucrul ăsta. Dar e o matematică cosmică, adică până la urmă totul se reduce la sunet și vibrație. Se creează, de exemplu, cu gândul, emoția și fapta, noi asta și facem. Creăm niște tipare vibraționale care reprezintă anumite coduri, le spunem coduri pentru simplitate și putem să ne gândim la matrice informațională care este scrisă din anumite coduri și acolo sunt înregistrate lucrurile sub formă de codificare. Și exact așa ne întoarcem la acest exemplu, zice cineva. Mi s-a întâmplat ceva extraordinar. Uite, am dat de cutare lucru, de cutare informație. Și realitatea e alta. Haide să introducem elementul deja. Realitatea este în primul rând că nu e alta. Deci este și asta valabilă. Mi s-a întâmplat cu tare lucru, zice cineva care este conectat sau ancorat într-un 3D. Zice, mi s-a întâmplat cu tare lucru. Bun. Bun sau rău, nu contează, dar mi s-a întâmplat cu tare lucru. Ăsta este o perspectivă pur 3D. Adică ceva din realitatea ta pare să se fi întâmplat în exteriorul tău. Da? O altă perspectivă este, de data asta, din 5D și chiar mai sus, în ce sens? Sus, înțelegând în interior, e o expresie, o să vedem, nu-i atât sus și jos, cât este în profunzime, extins, contractat sau expansionat. O altă perspectivă a acelui lucru este un alt fel de a spune, este că persoana respectivă, prin ceea ce a trăit, adică trio-ul ăla, gând, emoție și faptă, în tot felul de momente, ca niște puncte dintr-o matrice, da? În tot felul de momente din viața ei, persoana aia, a ajuns vibrațional
În sensul de, deci nu vorbim la ceva ridicat, adică elevat, vezi, Doamne, faptul că ne urmărește pe noi sau urmărește o anumită emisiune, e ceva elevat sau mai puțin elevat, vorbim pur și simplu de fapte. Nu putea să creeze o persoană, o realitate, adică să îi se întâmple ceva, dacă vibrațional nu exista deja conectată, dacă vibrația nu era pe frecvența acelui lucru. Și o să spună cineva, oh, adică asta e o veste bună când ni se întâmplă ceva bun. Adică, da, uite, am gândit pozitiv sau am căutat, am încercat să văd lucrurile dintr-o perspectivă diferită când ceva s-a întâmplat neplăcut în viața mea și în felul ăsta am și găsit răspunsuri la întrebări și uite că am dat și de rezolvarea problemei. Practic, noi știm deja că soluția se află deja în problemă. Și dacă omul alchimizează, integrează tot ceea ce trăiește și primește întrebări, darurile, adică lecțiile, înțelegerile mai expansionate, își schimbă punctul de perspectivă, el se îmbogățește cu reamintirea conștiinței care se exprimă prin el. De fapt, el se îmbogățește cu sine, pentru că el își amintește cine este, e o altă expresie, el se îmbogățește și e pe frecvența aia, se deschide, da? Dar când se întâmplă lucruri rele, cum le spunem, este fix aceeași situație, că e aceeași lege a creației. Se află într-un tipar vibrațional în care are de experimentat cu tare și cu tare și cu tare. Ca lecții, ca experiențe, ca și colectare de informație, pentru că în conștiință, cu toți, în conștiința înaltă, ca să zicem așa, cu toți ne întoarcem, ne folosim folosim cuvântul întoarcere, dar și literalmente, când ne încheiem ciclul ăsta, ne întoarcem cu toată informația, adică nu se pierde nimic. Am venit, am colectat-o, ne-am exprimat, punem în scenă ca într-o hologramă, spunem, ca într-o piesă de teatru, ca să nu aducem alți declanșatori, să nu ne referim la noi ca la niște construcții artificiale, că artificial nu înseamnă fals, ci înseamnă ca o punere în scenă, da? Deci ne întoarcem în sinele înalt și în conștiința înaltă și mai departe în sursă, ne întoarcem la sursă, deci la noi înșine, cu toată informația. Astfel că nimic nu este în plus sau în minus dintr-o perspectivă înaltă. Deci cineva din 3D poate să zică, ia uite ce întâmplare mi s-a întâmplat și acel cineva, atunci când este poziționat într-o altă perspectivă, că asta înseamnă în 3D, în 5D, deci împreună cu tot ce a alchimizat el, cu tot ce a integrat ca emoție și în coerență gând-emoție-faptă, el și se exprimă prin portalul inimii, care este catalizatorul, cel prin care faci trecerea din 3D în 5D. Prin ce faci? Printr-un portal. Portalul e ca o gaură neagră. Sunt mai multe reprezentări. Da, prin care? Prin al inimii. Exact. Și dacă te repoziționezi, că inima e cea care ne salvează întotdeauna. Ea pare să sufere, noi zicem că m-a lovit în inimă treaba asta, dar de fapt tot ea este cea care și alchimizează. Deci cineva în 3D poate să zică, uite ce mi s-a întâmplat, cineva în 5D poate să zică, uite ce am creat, uite ce am manifestat, uite pe ce frecvență sunt, uite cât de minunată e lumea. Cineva poate să vadă, care vede experiențele încărcate. Deci în unele situații sunt cu adevărat drame. Eu cunosc personal și am prieteni apropiați care și-au pierdut membrii familiei și care, cu toate astea, că au trecut prin ce au trecut, tot văd lucrurile puse într-un puzzle mai mare și au înțelegerea, chiar dacă ei încă procesează emoțional, au înțelegerea că totul face parte din acest plan divin, care nu e punerea în scenă dintr-un exterior de către un Dumnezeu nedrept din exterior, ci este tot o creație
complexă totală, pe care dintr-un punct limitat nu ai cum să o înțelegi, dar dintr-un punct, de câte ori îți schimbi punctul de perspectivă, ești într-o altă situație, exact ca în metafora aia, de la baza muntelui ai o privire, de la mijloc ai o privire puțin mai cuprinză, mai largă și din vârf ai privirea cuprinzătoare 360 de grade, dacă te și întorci de jur împrejur. Așa cum, de exemplu, un om care nu are resurse, aparent nu are, că el le are, noi am stabilit că le are interior divin, a venit la naștere, deci are absolut tot, corpul ajută să proceseze emoții și gânduri și să se alinieze prin faptele lui și să pe o nouă și încă o nouă frecvență vibrațională. Deci el aparent crede că nu are resursele, nu le poate accesa încă. Deci un om care se află în situația asta vede doar o parte a problemei. Dar în momentul în care el integrează, deci intră, ajunge prin exercițiu se face asta și te împinge de la spate, îl înveți, e ca mersul pe sârmă, asta facem noi de vreo 2 ani de zile, parcă mergem pe sârmă, încercăm să punem în echilibru toate aspectele vieții noastre, material, carier, relațional, absolut totul, cu ce se ni se arată, ni se ține oglinda din exterior. Noi suntem învățați să mergem pe sârmă. Îmi vine o altă imagine, acum o să o caut pentru una din întâlnirile noastre viitoare, ca și cum am fi pe un val și am face surfing Așa, suntem și, pe nisipuri mișcătoare. da, învățăm Deci, să ne ținem sunt echilibru. lucruri pe care le experimentăm pentru prima dată. Nu știu cât timp avem la dispoziție și pentru că eu așa mă bucur să. Mă bucur, ora a trecut, dar vreau să fac încheiere pe măsură, pentru că emisiunea a fost foarte interesantă și va deschide perspective pentru fiecare să-și pună problema puțin altfel, un pic mai profund decât am făcut-o în alte emisiuni, și sunt tot și urechi, ascult încheierea ta. În continuare, da, am încercat să punem câteva semințe, să lansăm invitația de a primi întrebări, pentru că întrebările noastre pe care le primim și cele care se nasc sunt fix cele care pun. Ne ajută ca undițe aruncate, ca piese de informație într-un puzzle în care noi construim adevărul care e deja construit, adevărul cu a mare. De ce spun? E deja construit pentru că există la nivel de conștiință înaltă și noi îl accesăm acum. E ca și cum noi ne reconstruim viața, dacă vrem o exprimare care ține de 3D. Am mai pregătit doar câteva lucruri, dar aș zice, doar o să trecem prin ele, poate în întâlnirile următoare, să vedem poate două imagini legate de felul în care ne raportăm la aceste emoții și la gânduri. Și spune aici o invitație de a explora acest citat, Franklin Roosevelt: singurul lucru de care trebuie să ne frică este însăși frica, de care trebuie să ne fie frică este însăși frica și este aici invitația mea ca lumea să spună, oh, cum? Păi, tocmai că ce vrea să spună citatul ăsta, că noi nu ne plac emoțiile negative și invitația asta este cine nu a auzit, cine nu știe, pentru că cei care îmi cunosc activitatea deja pe care o desfășor de 12 ani în direcția asta a tehnicilor de eliberare emoțională, știu la ce mă refer, dar cei care nu știu să lucreze cu emoțiile, nu știu încă, pentru că ei intern, la bază, natural,
divin au mecanismul, ei știu, trebuie doar să-și reamintească. Cei care nu știu să lucreze cu emoțiile pot să meargă pe eliberareemoțională.ro să descarce ghidul gratuit de acolo și acolo sunt model de exercițiu, script, audio, două materiale de câte 10 minute să învețe cum e cu presarea asta a punctelor energetice, pentru că avem nevoie să-i dăm voie corpului, deci dă-te la o parte din calea ta. Avem voie să-i dăm voie corpului, să îl lăsăm pe corp să facă actul reparator de repoziționare pentru a ne ajuta să ne schimbăm percepția. Deci să se schimbe biochimia în corpul nostru, corpul poate să o facă. La voință, trebuie să mă gândesc pozitiv ca să nu mă mai gândesc negativ, trebuie să fac ceva care să nu mă mai doară ca să nu mă mai doară, nu funcționează așa. Am nevoie să gândesc pozitiv, numai că nu vine natural. Orice pun, ca și cum mi-aș băga eu mie pumnul în gură. Gândește pozitiv ca să te ajut să-ți fie mai bine. Păi da, dar e bypass, am sărit etapa. Corpul meu n-a avut încă timp să proceseze biochimia, astfel încât să mă susțină în gândul ăla pe care l-am de procesat. Și acolo pot, deci în afară de acest ghid gratuit cu care se pot familiariza, pot să dea pe YouTube căutare, deci și pe pagina resurse gratuite a acestui site și pe YouTube, sunt, fără exagerare, zic sute, zeci, oricum, peste 200 probabil, resurse și colo și colo, cu tot felul de videouri. Să caute, de exemplu, e unul care se numește, deci pe YouTube eliberare emoțională, se numește chiar așa, Busola Sufletului, este un exemplu cum lucrăm cu emoțiile. Să dea doar căutare furia, da? Pentru că am dat acolo exemplu de furie, dar poate fi vorba de frică, de neputință, de frustrare, de orice emoții, înțelegând că noi lucrăm, suntem ca un buchet de emoții umblătoare. E vorba de mai multe emoții. Dar secretul este să luăm foaie cu foaie, ca foile de ceapă, să luăm emoție cu emoție. Și acolo o să aibă mai mult sens acest citat din Franklin Roosevelt care spune să-ți fie frică de frica de a simți frică. Pentru că dacă îți dai voie să simți frica sau furia sau neputința sau orice, să o simți realmente în corp ca să o urmărești cu atenția, pentru că ăla este în sine un act de acceptare. Când am dau voie să simt în corp, dar nu pe degeaba, că asta nu e un tipar negativ pe care îl voi repeta. Corpul meu, eu voi face, voi accesa niște puncte energetice sau voi căsca, sau voi respira conștient, deci voi face o întrerupere energiei care susține emoțiile la negative și corpul meu va fi cel care va schimba biochimia și va schimba, deci ceea ce eu numesc o emoție se duce în alta. Să caute furia, pus-o la sufletului furia sau pur și simplu furia atunci când se află pe canalul YouTube, Să ne spui eliberare acum, emoțională. să ne vorbești un pic despre cursuri. Cursuri. Da, cursurile sunt, de exemplu, aici o ultimă pagină era fix în legătură cu credințele limitative. Spune o credință limitativă nu e un gând ce aparține minții, e un gând ce stăpânește mintea. De ce? Pentru că am vrut să aduc în atenție, împreună cu aceste emoții, avem gândurile noastre care, în anumite tipare, devin credințe. Cu care credințe noi lucrăm, de exemplu, în weekendul de resetare conștientă, am pus pe imaginea asta un eveniment care se întâmplă în 5-8 mai și link-ul este pagina Retreat, așa se numește Retreat, pe eliberareemoțională.ro. Acolo există toate detaliile despre un weekend de resetare conștientă. Ce am vorbit noi în emisiunea asta și am pus semințe de poziționare, practic ai nevoie, poți să faci în mai multe feluri repoziționarea. Resetarea asta conștientă, mersul pe val, pe surfing sau pe sârmă, cum am dat noi tot felul de metafore, analogii, o face omul că vrea sau că nu vrea. Deci suntem puși în viața noastră pe care o trăim în timpurile astea, în manifestarea, în întruparea asta în care suntem fiecare. Vrem, nu vrem, creștem sau ne schimbăm, evoluăm. Cumva se întâmplă. Dar se poate întâmpla împinși de la spate
sau în forțat sau în durere, sau cu suport. Suportul pe care îl căutăm în grupuri, la oameni care sunt ca noi, și să ne dăm unii altora să ne ținem oglinda acestor activări. Când faci cu trupul, cu mintea și cu emoțiile, când faci cu acțiunile, cu emoțiile, cu gândurile, repoziționarea asta ca să înțelegi că realitatea ta se schimbă efectiv, imediat cum înțelegerea ta și poziționarea ta s-a schimbat, pentru că ți-ai folosit corpul, mintea și emoțiile într-un mod aliniat. Când asta se întâmplă, pentru tine nu mai e magie, pentru tine sunt lucruri palpabile, sunt zeci de testimoniale din care cele video le-am pus chiar pe pagina asta, Retreat, să vadă lumea, oameni ca ei. Au fost 96 de participări anul trecut într-o serie de 5 astfel de weekenduri în care oamenii au venit și au zis: Doamne Dumnezeule, unii au venit doar să se odihnească, alții au venit cu niște așteptări, alții au venit, eu știu, cu anumite intenții. Oricum, toată lumea a primit cu mult mai mult decât s-a aștepta, iar acesta de care vorbim, cel weekendul ăsta, lucrează, tratează planurile mental și emoțional, ce să zic, care sunt cele mai solicitate și solicitante planuri. Noi facem resetarea conștientă și poziționarea asta, să vedem în ce dimensiune, cum facem dansul din 3D în 5D și cum ne raportăm în 4D. Deci, așezarea noastră în planurile astea de conștiință o facem pe tot felul din diferite unghiuri, din diferite perspective: relațional, filial, parental, vocațional, material, administrativ, spiritual, în legătură, arhetipal, în legătură cu divinitatea. Acum este momentul pe în care noi facem din punct de vedere mental-emoțional. Noi știm că e pilon de resetare care ne ajută în toate celelalte planuri, dar e unul dintre cele mai importante. Asta mi s-a părut mie important să semnalez ca noutate și ca singurul eveniment pe care îl fac împreună cu partenera mea, Mihaela Lazaret, care a venit cu acest concept de resetare conștientă. Îl fac singurul eveniment tip retreat, pentru că e vorba despre transformare efectivă și e vorba de un weekend prelungit, de joi seara până duminica seara. În rest, weekendurile de cursuri, cursurile tehnici de eliberare emoțională, vom mai vorbi despre ele și în alte întâlniri. Sunt setate toate pe pagina calendar evenimente, pe pagina aceluiași eliberareemoțională.ro. E vorba de certificări internaționale, dar dincolo de asta, pe care eu le pot face împreună cu oamenii în programe de acreditare, ca ei să poată să-i ajute pe alții în aceste timpuri din punct de vedere mental-emoțional, ca specialiști. Dar oricum, nimeni nu devine specialist până când nu facem lucrarea cu el însuși. Adică facem așa: planul 1, fii propriul tău specialist, și calea cea mai scurtă e un eveniment de tipul ăsta pe care îl facem împreună, de ne activăm unii pe alții, și după aia devin o propriul tău specialist, devenim profesionist cu tot ce ți se întâmplă ție în viață, astfel încât tu să fii pe verticală tot timpul, aliniat, în echilibru, și prin ceea ce tu trăiești să-i poți susține pe ceilalți. Că așa, din rolul de salvator, ajungem în buclă înapoi tot la noi. O să ne țină realitatea oglinda până când ne vedem ca cine suntem cu adevărat și ne exprimăm din acest punct mai înalt de conștiință. Îți mulțumesc tare mult, extrem de interesantă emisiunea, abia aștept să văd reacțiile cu mult și drag. te rog frumos să mai îmi spui odată e-mailul unde pot să-ți dea. Da, info Arond, deci este info de la toată informația pe care o pot primi, toate detaliile, oricând, info Arond, eliberareemoțională.ro, într-un cuvânt, deci este exact ca titlul site-ului, așa este și terminația e-mailului, info Arond, eliberareemoțională.ro. Deci toate aceste date sunt și pe burtiera emisiunii. Îți mulțumesc frumos, Liliana. Abia Cu aștept să mult ne drag. vedem într-o emisiune viitoare și să răspundem, de fapt tu să răspunzi întrebărilor.
Să răspundem împreună, cum ai văzut, este o co-creere întotdeauna, o reamintire și noi, când, noi ne facem lucrarea. Noi două, de exemplu, ne facem lucrarea personală. Noi, înainte de a fi o lucrare colectivă, este la nivel personal și o facem cu toții, sigur că acum, în timpul ăsta. Da, mulțumesc tare. De-abia aștept și eu, mă bucur că ne-am reîntâlnit. Mi-era tare dor și de-abia aștept să fim împreună Mulțumesc din tare nou. celor de acasă, le mulțumesc că au stat alături de noi până săptămâna viitoare. Le doresc să aibă fericire în suflet și putere în trup să treacă cu bine peste săptămâna ce vine. O seară minunată vă doresc. La revedere! La revedere! La revedere! Bine v-am regăsit, oameni buni! Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească militară și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.